pasiune și multă muncă. De asta au dat dovadă zeci de tineri, elevi la cele mai bune licee din țară în cadrul etapei regionale a turneului de ligă First Tech Challenge, care a avut loc la Arad în perioada 23-25 februarie. Decebaliștii s-au întors acasă cu trei premii importante și calificarea în finala națională a competiției. În cadrul etapei regionale a turneului de ligă First Tech Challenge s-au confruntat 42 de echipe de elevi și mentori din județele Arad, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Gorj, Caraș-Severin, Timiș și câte una din Ungaria, Cipru și Cehia. Decebaliștii s-au întors acasă cu trei premii importante și calificarea în finala națională a competiției Award, locul 2 pentru echipa Decebal Tech, Innovate Award, premiul 2 pentru echipa Dark Energy, Winning Alliance pentru Raventech HD, Robotics HD și RO 060 Decibel Tech. Puțin am avut emoții pentru că doar în ultima perioadă roboții noștri au fost mai performanți. Cu toate acestea a fost situații în care roboții ne-au dat de furcă și un pic s-a văzut la Dark. Chiar dacă au câștigat două meciuri cu rezultate foarte bune, au fost și situații în care au pierdut și nu au fost chiar cum trebuie. Dar se întâmplă. Ce Într-o urmează? Competiție se întâmplă. Ce urmează? Urmează etapa națională, urmează o competiție foarte puternică în care există echipe care fac niște scoruri fantastice și echipe care au activități extraordinar de multe și care pot să vizeze premiile cele mai puternice, adică Inspire. Meciurile au fost strânse, jucătorii au fost atenți atât la respectarea traseului cât și la problemele de ordin tehnic. A fost plină de provocări, dar le-am depășit și uitați-ne, avansăm la următoarea etapă, pentru care suntem încântați și sperăm să performăm. Mai aveți lucruri de pus la punct cu robotul cu care vă veți prezenta din nou, dar de data aceasta la campionatul național? Da, sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar suntem optimiști că le vom optimiza în timp și printre cele mai importante este optimizarea robotului și a condusului șoferilor. După fazele regionale urmează campionatul național programat în luna martie, ce va avea loc la Iași. O să lucrez să fiu cât mai pregătită, dar și în acest moment rezultatele de la etapa regională ne dau încredere că vom reuși și la națională să țintim spre cele mai mari premii, cele mai râvnite. Așadar, urmează o perioadă foarte aglomerată pentru compartimentul de PR, care va fi alături de cel tehnic, în urmă, fiindcă și ei vor avea o grămadă de lucru. În aprilie se va desfășura campionatul mondial la Houston, Statele Unite ale Americii, la care se vor califica cele mai bune patru echipe românești.